Învinși la capătul unor faze fixe, ASEA Târgu Mureș continuă parcursul dezamăgitor din Liga 1. Elevii antrenați de Dan Alexa au pierdut pe teren propriu cu scorul de 2-0 împotriva celor de la CSU Craiova, într-o partidă ce a contat pentru etapa 15 a Ligii 1 de fotbal. Golurile partidei au fost reușite de Pavlov în prima repriză în urma unui corner și Zlatinski din penalti în minutul 88. În minutul 36, centralul partidei Radu Petrescu a rupt echilibru din teren după ce i-a arătat direct cartonașul roșu lui Gabi Mureșan după o intrare dura capitanului ASEA-ului. Din punct de vedere al jocului, mult sub nivelul stelei. Am luat gol, după care, la o fază fixă, unde nu avem voie să se întâmple așa ceva. Este foarte greu în 10 oameni să joci împotriva Craiovei. Este greu în 11 la 11 să joci împotriva ei. Dar cred că meciul a avut momentele încheie. Singura mea supărare este că am luat dintr-o fază fixă și asta e doar lipsă de concentrare. Apoi, am fost aceea generală lui Mureșan, care n-am văzut relarea, nu vreau să o comentez. Oricum, din punctul meu de vedere, arbitrajul Radu Petrescu a fost așa o compensație pentru ceea ce am făcut la meciul Steaua Craiova și știam lucrurile. Sper să nu greșesc, e părerea mea. Oricum, din punctul meu de vedere, Radu Petrescu cred că este un arbitru corect, dar cred că are o valoare foarte mică, din păcate. Și de-a lungul anilor am exemplu cu el. În rest, n-am pierdut din cauza arbitrajului, am pierdut din cauza faptului că într-un moment cheie n-am fost atent și apoi a fost greu să mai revin. Eram avizați după meciurile cu Steaua și cu Dinamo, că toate bunurile și este o încătare acasă, mai ales cu echipele din primele locuri ale clasamentului. Se motivează, se pregătesc foarte bine. Pentru noi a fost și o necunoscută că 5 jucători au fost schimbați toate de etapa trecută. Am venit cu puțină așa, grijă mai mare la acest joc. Știam că au un joc mai agresiv, așa și mai tare, la minge și chiar peste minge. Și am pregătit în consecință, am încercat să, din primul minut, să mâncăm la cârma jocului, ne-am instalat în jumătate adversă, vreau să avem controlul mingii și al jocului. Sigur că nu am fost foarte mult de față de poartă, dar am încercat să păstrăm, să ne-am controlul jocului. Am reușit să înscriem un gol și atunci lucrurile coroborate și cu eliminarea lui Mureșan au părut mai accesibile și am încercat, mai ales în felul a doua, să păstrăm poziția mingii și să nu forțăm între linii foarte mult, unde nu erau comprimate spațiile și puteam să pierdem mingea, să niște accidentat. Și am reușit să găsim și golul 2, poate că puteam să ne scriem mai devreme. După acest joc, ASEA rămâne pe locul 13 în clasamentul Ligii 1 cu 2 puncte, iar șansele salvării de la retrogradare sunt minime. Etapa viitoare, ASEA se deplasează în Moldova pentru disputa cu CSMS Iași. Partida va avea loc după pauza competițională prilejuită de confruntarea naționalei României cu Polonia din preliminarele campionatului mondial de fotbal din Rusia.